E simplu, ești cam belea, ești belea rău de tot. Ok. De fiecare dată ai intrat într-un sistem, într-o instituție și nu te-ai lăsat. Ori ai ieșit din joc, ori ai protestat până când ai fost dat afară. Mă rog. Da. De ce ești belea? Nu știu, cred că mi se trage de la maica mea. Și o metodă de a fi bine cu mine însumi. De fapt, sună foarte arogant ce fac eu. Fac numai ceea ce vreau să fac. Și am ajuns cumva să-mi permit să fac numai asta și atunci toleranța mea la mâncat de rahat e zero și de asta prefer să-mi dau cu capul de toți pereții și să mă simt bine cu mine. Vorbeai de mamă. Da. Care e lecția pe care ți-a predat-o? Că nu se poate, deci că nu există, nu se poate, există, nu vreau. Și cum a predat-o? Ea așa era. Deci maica mea a trăit în niște condiții foarte dure și a mers pe ideea asta că dacă muncește îndeajuns de tare, dacă străduiește îndeajuns de mult, o să se poată. Și la aia s-a putut. Deci mama nu mi-a permis niciodată să mă plâng de nimic. Deci la mama nu accepta chestii de ăștia. Asta e că mă discriminează nu știu cine, că n-am putut. Nu mergeau lucruri de felul ăsta. Era ok, înseamnă că nu te-ai străduit îndeajuns, străduiește-te mai mult. Bănuiesc că lecția socială, să o numesc așa, era țigăniei. Băi, lasă, băi, stai deoparte, du-te deoparte, lasă-ne pe noi, că știm noi mai bine. Ești plin de toate, de rele, de crimă, ești amprentat cu toate legile nației. Lasă-ne pe noi, că noi știm mai bine. Cum să penetreze această poveste? Cum a reușit mama? Așa. Deci, făcând foarte multe cucuie și fiind foarte, stând foarte drept. Deci, ea nu s-a plecat niciodată. Deci, cum a putut? Nu cum a știu. Putut? Chiar nu știu. Deci, eu nu cred că aș fi rezistat în stres cum a trăit ea, condițiile alea, dar, bun, e o femeie foarte puternică, extrem de încăpățânată și pe care eu admir foarte tare și am încercat să o copiez.